Zicem multă, multă sănătate, să vă dea Dumnezeu și iar prin zeci să ne întâlnim la vot. Să vă dea Dumnezeu să votați ceea ce vă convine dumneavoastră, că e cel mai bun din cel mai bun. Multă sănătate și fericire! Vă mulțumesc, domnilor primari, pentru cuvintele frumoase adresate nouă și muzicanților și vă doresc și dumneavoastră mult succes în alegeri și în activitatea viitoare. Domnule Ieiță Pohoață, vă invit la microfon. Domnule Ieiță Pohoață va fi prezentatorul acestui eveniment. Rog tare mult să-l aplaudați, că vreau să-l atrag la condiție, să vină mai des. Bine, vă mulțumesc tare mult! Hristos a înviat, bine v-am găsit! Toate cele bune tuturor și, în primul rând, la mulți ani sărbătoriților acestei zile, acelora dintre dumneavoastră care purtați numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, multă sănătate din partea mea. Voi încerca să fiu un anfitrion cât mai agreabil alături de etnomuzicologul Vasile Pohoață, pe care îl veți vedea un pic mai târziu pe scenă. Ediția a doua festivalului fanfarelor de aici de la Cosmești a fost într-un progres evident și firesc, aș spune, în acest an de talie internațională cu participare generoasă, de care sper să vă bucurați din toată inima. Ieri știu că ați avut parte din belșug de muzică populară de un nivel calitativ superior. Astăzi vă propun un alt gen de muzică pe care nu l-ați mai auzit de mult pare, mai exact din noiembrie anul trecut, de la prima ediție. Muzica de fanfară, așadar, un gen de muzică ce răsună aici pe frumoasele dumneavoastră meleaguri de aproximativ 10 decenii, fapt pe care l-am aflat anul trecut din interviurile pe care le-am realizat pentru Radio Iași cu doi fii ai comunei dumneavoastră. Este vorba despre Lionea Bâzgă și Pantel Oprică, doi fanfariști de o reală valoare.